Bună ziua, dragi raci! Bine ați venit alături de mine pe Heca Astro Tarot. Eu sunt Meme și împreună astăzi vom parcurge împreună etalarea pentru luna iulie, pentru voi. Vom citi energia pentru ascendentul în rac, luna în rac și soarele din rac. Ok, ia priviți aici ce se întâmplă. Nu dați drumul la ceva din trecut. Revenim. Vă rog să luați în considerare faptul că această etalare este una generală și s-ar putea ca nu toți să rezonați cu ea, însă apreciez dacă îmi lăsați un comentariu mai jos prin care să-mi spuneți dacă rezonați sau nu, sau ce se întâmplă cu voi. Haideți să vedem împreună care este energia lunii iulie pentru voi. Raci, raci, raci. Așa, să mă întorc la nu dați drumul la ceva din trecut. Racul este un arhetip energetic care într-adevăr trăiește cu un picior în trecut și cu unul în prezent. Este conectat foarte mult la trecut, este conectat foarte mult la familie, la casa sa și este sensibil în fire. Fiecare semn astral, evident că este ca o monedă cu două fețe, are și plusuri și minusuri, ca noi toți de altfel. Să vedem despre ce este vorba aici și de ce nu dați drumul la trecut. Nu dați drumul la trecut, vă învârtiți în cerc. Ați avut parte de o experiență în trecut înălțătoare, o experiență care v-a ajutat și v-a susținut major, o experiență care v-a ajutat să vindecați ceva. Ați avut alături de voi o persoană la care nu ați avut în totalitate acces, însă care a avut o importanță majoră și semnificativă în viața voastră și v-a ajutat să depășiți un obstacol. Un obstacol de natură cotidiană, un obstacol de natură firească. Știu că sună ciudat, dar este vorba despre o persoană care a fost și probabil este tot ceea ce voi vă puteați dori, alături de care simțeați că puteați avea totul efectiv la superlativ. Este o persoană alături de care ați învățat să priviți lucrurile sub o altă formă și v-a arătat așa cumva acces la ceea ce ar putea să fie. Însă este o persoană pe care ați cunoscut-o într-un moment perfect nesincronizat. Și din cumva nefericire pentru voi, nu ați putut să mergeți împreună la drumul ăsta pe care vi-l doreați și este în regulă, pentru că a fost o relație de suflet, este o relație de suflet, este o relație care continuă să vă împlinească, deși cărările voastre poate s-au separat. Foarte frumos, așa impact să aibă cineva asupra voastră mai rar. În egală măsură, în luna iulie, deci după ce faceți ordine puțin în ceea ce v-am spus anterior, veți avea parte de foarte multă energie, de vitalitate. Este absolut firesc, este luna voastră, sunteți pe arhetipul vostru, primiți energie mai multă decât oricând și sunteți într-un punct în care veți lua decizii majore în ceea ce ține de prezent și de viitor. Închideți un tipar, este ca și când, în sfârșit, după multe așteptări, aveți ocazia să puneți mâna pe ceea ce vă doriți. Știți cum se culege recolta, copacul cu fructele atârnând. Aveți ocazia să întindeți mâna după ceea ce vă doriți, însă este foarte important să vă gândiți bine și de două ori înainte ce vă doriți, pentru că s-ar putea ca ceea ce vă doriți să nu fie neapărat ceea ce vi se potrivește cel mai mult și de aceea este nevoie să faceți apel la o doză de înțelepciune interioară, care este acolo fără dar și poate, privind
sau luând în calcul experiențele anterioare de viață pe care le-ați avut, iar acest lucru va fi extraordinar de bun și benefic pentru dumneavoastră sau pentru voi, ca să ne simțim mai apropiați. Nu cu astea, haideți să vedem aici despre ce este vorba. Voi ați iubit mult pe cineva, ați iubit mult pe cineva cu care n-ați putut fi în totalitate. Ați iubit mult un suflet pereche, ați iubit mult o persoană pe care o simțeați de la distanță. Nu era nevoie să vorbiți ca să vă simțiți. Rodul iubirii voastre a fost dincolo de puterea voastră de control. V-a scos extraordinar de mult din zona de confort și vi s-a întâmplat și pur și simplu v-ați trezit în situația asta. Dar ați fost nevoiți să puneți capăt acestei povești, deși sufletul vă spunea cu toată forța: nu, nu o faceți, mai lăsați loc de bună ziua, mai lăsați o portiță deschisă. Dar ați făcut ceva tradițional, ați făcut ceea ce credeați că este cel mai bine, ceva ceea ce ați fost învățați să faceți, v-ați ghidat după principii și morală, probabil proprii, evident, și v-ați orientat către familie. Este ca și când ați avut în casă, în față, două posibilități. Una care era acolo pentru voi, sigură și clară, și una care era mai plină de incertitudine, așa. Din ce văd eu aici, cea care era mai plină de incertitudine era mai compatibilă cu voi. Și cu toate astea, voi, este ca și când v-ați mulțumit cu mai puțin. Dar este o înțelepciune în povestea asta. Trebuie să înțelegeți de ce. Iar bagajul acesta, experiența voastră de până acum, vă va ajuta în continuare să vă găsiți drumul și direcția și să înțelegeți de ce ați luat decizia pe care ați luat-o. Pentru că încă nu înțelegeți de ce ați acționat așa sau ce se petrece. Situația încă nu este închisă și în luna iulie veți avea ocazia să vă mai lămuriți un pic. Un pic sau mai mult decât un pic, pentru că a apărut asul de spadă, care vine cu claritate, cu minte limpede, cu acel sentiment de a ști din interior, pentru că aveți aici și Marea Preoteasă, care le știe pe toate, dar le știe în secret, le știe doar ea. Este ca și când această poveste, cea mai plină de incertitudine, a fost secretă. A fost cumva ferită de ochii lumii. Și tocmai de aceea decizia pe care ați luat-o a fost mai grea. Drumul pe care mergeți acum este ok, este unul stabil, este unul convențional, însă este unul care v-a lăsat desculți, în sensul că nu vă simțiți complet. Nu vă simțiți complet și aveți nevoie să faceți pace și să acceptați, să faceți pace cu sufletul vostru și să găsiți punctul acela de mulțumire pentru a putea merge mai departe și pentru a vă găsi calea către fericire, către împlinirea voastră interioară. Ceea ce v-ați dorit n-a fost tot una cu ceea ce este corect. Vă apreciez pentru modul în care ați gândit lucrurile și în egală măsură empatizez foarte mult cu acest sentiment și ușor nod în gât, să-i spunem, această urmă de regret pe care o aveți, pentru că există aici un regret. Că poate n-ați luat totuși cea mai bună decizie sau, din nou, roata
situația aceasta va ajunge la o concluzie. Și concluzia la care veți ajunge, în mod evident, va fi cea potrivită pentru voi în momentul în care o veți realiza și o veți găsi. Sunt șanse ca respectiva concluzie să fie că poate sunteți ușor nefericiți sau poate modul onorabil în care ați ales calea pe care să mergeți și drumul pe care să mergeți nu este neapărat cel care vă împlinește cel mai mult. Ați rămas cu gândul la o dragoste neîmpărtășită, la o dragoste care a fost ascunsă, dar care v-a hrănit sufletul și v-a făcut să zburați atât de sus încât nu credeați că se poate. Din nou, Marea Preoteasă. Ați luat decizia care este acceptată de societate sau care ați crezut voi că este cea corectă, însă în sufletul vostru vă îndoiți. În sufletul vostru vă îndoiți și nu puteți dormi bine noaptea. Chiar, da, cartea asta este așa, la modul in your face, pe față, dar este real. Aveți mustrări de conștiință sau aveți dubii? Cel mai probabil unii dintre voi s-au căsătorit și nu știu dacă căsătoria aceasta este și cel mai bun lucru pe care îl puteau face pentru sine. Și aici avem doiași. Aici aveți, dragii mei ragi, ocazia să faceți pace cu trecutul vostru, să vă asumați responsabilitatea alegerilor făcute până acum, să înțelegeți din asta, să creșteți din asta, să deveniți mai înțelepți. Poate voi să-i ajutați pe alții pe mai departe să repete sau să fiți un exemplu bun de urmat și de ce nu să vă întoarceți asupra deciziei luate și să faceți pace, să vă găsiți liniștea interioară, să vă vindecați sufletul, pentru că în momentul de față în sufletul vostru este conflict, este război. Război al vostru cu voi înșivă. Ceea ce v-ați dorit cu ceea ce ați făcut din suflet, da, din această perspectivă vorbim, nu coincide pe deplin. Nu spun că sunteți nefericiți într-o stare, știți cum se spune, mizerabilă și deprimată. Spun doar că dragostea voastră din suflet, aceea pe care o simțiți în toată ființa voastră, nu este astăzi cu voi. Însă aveți șansa să reparați povestea asta, nu neapărat să reluați decizia, ci să faceți pace cu ea, căci e un bine în toate și dacă la momentul respectiv așa ați decis, înseamnă că așa a fost potrivit pentru voi să o faceți. Vedem o carte de tarot. Emoționantă poveste. Ca și la gemeni, moderație. Mai tragem una, că se repetă. Cumpătare și teaching and learning. Exact cum v-am spus. Aveți aici simbolul unde este bufniței, care reprezintă înțelepciunea și să înțelegem că din echilibru învățăm și ne dezvoltăm pe mai departe, în toate sensurile, la orice nivel. Și o carte sfat. Este să o amestecat aici, nicio problemă. Oricum, mesajele care sunt necesare ies fără să le scoatem noi. Pentru a putea fi foarte frumos, au ieșit două, le-am luat pe amândouă, aveți cartea comunicarea și noi începuturi.
pentru ca voi să puteți ajunge la fericirea asta supremă în care să vă simțiți așa, că vibrați de fericire din tot sufletul vostru, este să fiți sinceri cu voi înșivă, să vă comunicați vouă înșivă că decizia pe care ați luat-o a fost cea potrivită pentru voi în momentul acela. De asemenea, puteți să reveniți asupra ei și să discutați despre cele întâmplate cu părțile implicate în povestea aceasta și doar așa veți ajunge să aveți parte de noi începuturi, de noi culmi de urcat și de străbătut și de noi împliniri sufletești. Cam despre asta este vorba în luna iulie. Vă urez să aveți o lună frumoasă, plină de iubire și dacă nu v-ați abonat încă, o puteți face inclusiv să apăsați butonul de notificări pentru a vedea de câte ori încarc conținut nou. Vă urez o vară liniștită și pe data viitoare. La revedere!